Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai jucăm niște GTA 5, aici casa lui Trevor este devastată. Dar nu merge oare să iau chestii de pe jos ca în GTA 4 să le arunc, văd că nu e. Stai că mi-a arătat ceva, dar nu văd ce. Ia, use TV controls. Oprește naibii TV-ul ăla. Dar stai mă, nu. A, cred că nu pot folosi arme în casă, am înțeles. Hai să ieșim de aici. Da, acum pot să le folosesc, dar nu pot să intru în casă cu pistolul. Nu pot, voiam să-mi puși televizorul, dar văd că nu se poate. Ok, hai să luăm mașina și să mai facem misiuni. N-am mai intrat pe jocul ăsta, cred că de dinainte să mă operez. Uite-l și pe retardatul acolo. Nu stau acum să-l împușc. Ok, hai să dăm frumos aici la cât de la chinez. Hai să facem misiunea chinezoi ăștia. Dar nu mai bine o luăm noi așa pe scurtătură frumos. Hopa. Și o luăm pe câmp. Deci de toate obstacolele posibile. Nu, pardon. Din tot câmpul ăsta care era liber, un singur obstacol a fost, fix pe ăla am nimerit. Hai, putem sări peste asta, hai că se poate, e bine. Hai că e bună mașina asta, e teren, merge peste tot. Văd că primesc mesaje și pe telefon, da, nu stau acum să mă uit. Hai, iar rampa, hopa. Stai că pe bolovanii ăștia nu merg să ne urc. Cam, ba, mergea, văd. Hai, da, bagă viteză, iau prin boscheți, iau prin boscheți. Bun, hai că e aici aproape. Mai rupe niște semne de circulație, ce naiba erau alea. De fapt, nu, n-am lovit stopul ăla. Ok, tentativă de parcare laterală, repede, doar o tentativă. Hai zidem, ce vor chinezoi ăștia să facem? Stai, mă, unde e intrare? Aici, aici și aici și cred că e bun. Deschide ușa, creștine. Bine când acum urmă mesaj. Deci pune bunul ăla, chiar l-am avut la load din screen alineuri. I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that. Da, ce bede să arată acum. Organization is a reliable supplier. In short, it's you. Hai că n-avem chef de cutscene-uri. Go to O'Neill Brothers Farm, ok. O'Neill, Titus O'Neill trebuia să fie asta pentru fanii WWE. Opa, asta, a, mai în față, mai în față, ok. 1,45 de mile, hai că le faci imediat. Ar trebui să o acum pe câmp, dar știi ceva? Chiar asta o să-și fac, hai lovește niște cactuși. Bă, dar niciun cactus, hai că am luat acum câțiva. Mă mir că se rup cactușii. Ok, trebuia să o iau așa, iată-l pe ăsta. Treci mă cu acumetre. Ce mergi tu cu ATV-ul pe acolo, firai tu să fii. Stai, facem frumos la stânga. Cum se face că dacă merg așa pe linie dreaptă pe un platou și un singur obstacol fix pe la, obstacol fix pe la nimeresc. Taci din gură, tunel. Hai să merg după ăsta. Bă, dar frumos să ieși la țară unde-i Trevor. Trevor Phillips. Ca compania aia de electronice, ca să zic așa. Pac, ia motociclistul. Bă, dar n-am armură. E, dă-o încolo. Sau am, nu cred că am. Nu-i bai, oricum. Hai, du-te, du-te, vă, că-mi bate soarele în geam acum, fimear, lumina asta de râs să-mi fie. Și naiba a pus acum să fie însorit. Vreau și o dată să filmez și fix atunci trebuie să fie vreme de ieșit afară. E, tena. Și când am filmat era ploaie, era toate, erau toate cele inconveniente pentru a ieși din casă. Get to Vintage Point. Hai să ne pregătim de orice. Sper că nu se aude cum vibrează telefonul, nu? Ia ne verific, ne supraveghează ăștia. Cine e basa alea butoaie cu... Ia să antrenează ăștia să tragă. Many brothers you got, you inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse. Stai mă, l-am ratat? I'm gonna kill you.
Ok. Se pare că mai sunt. Unde mai sunteți, mă, bulangiilor? A? Și gata, i-am delipat toți. I'm coming for you. Bă, dar e belea sniperul ăla. Mă caută ăștia. Ia, vin după mine. Deci m-au văzut, deci stai că mai vine unul pe aici undeva. How about a merger, you pricks? You fucking asshole. Let's see if we can cut you down to size. Stai, mă, n-am AK undeva, stai. Cum era, săgeți așa? Get your own fucking business. Nu mai știu cum era să schimb astea. Ma. Stai, dădeam așa. Am uitat cum le schimbam. Și am schimbat astea odată. Adică gen să... păsane mai multe ori, am înțeles. Așa, dă-mi AK-ul. Stai, nu ăsta. Ăsta și ăsta și ăsta, ăsta. Așa. Dă-mi AK-ul. You assholes! Unde te-ai dus, mă, O'Neil? You wanna see competition in the marketplace? Mamă, dar e întuneric, rău, aici nu văd nimic. Take over time. I didn't think he'd be over this quick. This don't look like a larger operation to me. Keep him away. How about a merger, you pricks? Stop him in his fucking tracks! Am dat nașpa. Let's see if we can't cut you down to size. Y'all move back! The creepy motherfuckers over here! Deci ăștia sunt în casă, cred că da. Get your own fucking business! You find some cover! Asta a venit înapoi. A, sus erau. Mai sunteți, mă? Stai că ăla nu-i mort, cred. Ba da, e mort? Or mai fi? How about a merger, you pricks? Hey, fat ass. Let's see if we can cut you down to size. Mai avea și armura al naibii. Hai că am dat prost. Da, degeaba am dat cu smoke. O fi la etaj? Hai să țin șorganul pregătit.
Da, cred că asta ce le-am spart eu cu bombele alea. Și pe unde vreau asta să mă duc? Pe aici? Cred că tot la parte trebuia. Sau nici măcar în casă, ba, iată butoi de bere aici. Și ce am de făcut, deci? Să-i spargă astea ceva, dar ce, nu știu. Sau o trebuie să mă duc în beci? O fi și asta o chestie. Ce aici e intrarea? Că pe fă prindeam lanternă. You can have the contract. We ain't got the ambition, man. We went wrong, okay? Made a bad call. This is just like a subsistence farm. At least it should be. We'll correct that. I don't know how many of my brothers you smoked, but you ain't touching this lab. Get out of here. Go on now, get. Get gone, you creepy SOB. Okay, că plec imediat, stai. Hai că te las în pace. Bă, dau câtă benzină în cap în ăsta. Așa, miros de combustibil. Nu că screw you, stai că ți arăt eu aici care pe care arde în cur acum, la propriu. Și nu numai în cur. Bă, dar cât poți să încape aici? Ia, yeah, s-o deși o alarmă de afară. Hai să-i facem noi aici un semn ceva. Aș. Hai, să fie cu dedicație pentru tine că s-a terminat. Hai mă, și eu voiam să-i fac o puță. Stai, hai să facem ca în filmele alea cu mafioți. Cu un pistol. Pac! Trebuia să-i făcut cumva să-i aprindă măciuca aia. Dar las că merge așa. Să se fuc o pentagramă, bă. Dar și-o direct la măciucă mi-era gândul. Zici că invoacă ceva demon, așa se aude focul ăla. Bum! Și bubui acolo. Asta înseamnă să fii Trevor. Să dai foc la o casă aici. Așa, un fleac. Get away from the farmhouse. Ok, hai să plecăm de aici. Ia ATV-ul ăsta. Hai, ia ATV-ul. Și dai tare înainte. Și cam asta a fost misiunea, deci, presupun. De aici solare, sere, ciorfiale. Da, salvează. Misiune făcută. Hai să mai facem una. Tem aici, ce avem aici? Stranger, ok, ai la asta. Că-i mai aproape. Că numai pe astea cu Trevor le fac. Că-s prea faine. Ok, hai că mă pricep să mă bușesc în chestia. Hai mă. Stărmă peste. Ok, am vrut să fac asta. Hai, urcă, 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 urcă. Hai că poți. Rupe gardul. Vreau cu tractorul. Auci. Asta n-am vrut să fac, recunosc. Hai, bătrâne, ridică-te. Du-te și ia tractorul. Să-i fost tractor de la roșu ruginit cum e.
modelul clasic la noi la români. Ma, ce frumos ar fi fost, Dane. Aici e mai evoluată lumea, nu ca la noi. Când vin străinii în România, trebuie să-și dea ceasul în urmă cu 50 de ani. Bine, totuși suntem evoluați români, adică avem țări mult mai în urma noastră, cum ar fi Congo și Uganda. Do you know the way? Hai, rupe stâlpul! Nu se rupe, că de ce s-ar rupe stâlpii de lemn? Natura e mai puternică decât fierul, se pare, decât tehnologia. Hai să intrăm ăsta cu tractorul în casă, văd că nu se poate. Ai, dă-te jos și... Hello, Maud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joy... Mă doare în cur, hai. Timpul costă bani. Leave the area, ok. Hai cu John Deere-ul. Să mergem aici, dar oprește traficul, să vină vreo mașină. Uite aici una. Dă-te-mă jos. Hai, bagă viteză, să plecăm de aici. Bullshit. Ia benzinerie aici. Parcă ești în vest, parcă ai fi în vest sălbatic aici, în Red Dead Redemption. Cu cowboy pe acolo, cu cai, nu cu... workerii. Chiar că seamnă un pic locul ăsta așa. Hai, ocolește pe ăștia și fix aici în dreapta. E ok, hai să vedem ce misiune ne mai dă nouă aici și la nenea Trevor. Opa! Even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. Asta e de la motociclist de acolo cumva? Dare dreaduri și cercei nas. Ma. I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townley living in LS. One is 83, and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to, Deci merge după Michael, ok. Soon. I gotta make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Hai la trailer park. Ma, cred că e o distanță imensă de parcurs. Ha, ba nu. Where are your people at in Los Santos? Bun, hai să mergem în centru, în Los Santos, acolo. Frumos că aici în GTA 5 acțiunea e pe aceeași zonă ca în San Andreas. Hai că începe să și ploaie acum, că de ce nu? Ia cât am de când filmez, 20 de minute aproape, bun. Hai mă, nu bagă și asta viteză mai mare. Ce asfalt bun e aici. Iată. Mă, ce mișto e fulgerul. Ia uite, bă. Ador jocul ăsta. Trăznite-ar Dumnezeu să te trăznească, uite, așa. Unora la e frică de fulgere. Mie unul chiar îmi plac, adică gen când eram mic stăteam și mă uitam pe geam la ele. Ne confundam cu artificiile, nu știu. Și când zic mic, mă refer foarte mic. Câțiva anișoare, așa, mă duceam pe la geam. Și chiar îmi plac fulgere și așa. Într-adevăr, te sperie gen când se aude aproape de casa ta trăsnetul ăla tare de ba impresia că e deasupra casei tale. Cel puțin în cazul meu când dorm și mă trebuie să insomnat și atresar, dar are sunt ok. Dar chiar îmi place când e furtună vara și astea. Și văd fulgerile. Iată coyotul ăla.
povestea toată profesoara de română că este frică. Mamă, ce mișto a fost cadrul ăla. Cadrul ăla e bun de tamne să dea naiba. Dar având în vedere că aici trebuie clickbait, nu prea. Iată motocicliștii, iar ne împușcăm cu ei, nu-i bai. Zicea doamna de română că e frică de fulgere, nu știu ce, s-a băgat odată în beci cu o carte și cu becul aprins. La care eu, aia, când eram mimo, uitam la fulgere, că am găsit artificii, i-am luat în mau. Deci să pun sticky bomb, ok. Deci asta e sticky bomb, surile, ok. Le pun la rulot aici, ok. Aștia sunt prin zona, hai să mă duc prin altă parte. Hai să ocolesc cumva așa pe aici. There you go. Ok, hai că au plecat unii. Am cum naiba să-i ocolesc pe ăștia. Ma, e grea misiune, n-am ce ieși. Au și câini, m-am dus dracu. Deci, a, țipă la nevastă să fie bine atunci. Ops. Mai e un martalog acolo. Bagă viteză. Hai că nu stă în raza lor de acțiune, e bine. Și ultima bombă, haide. Hai să prindem un cadru așa cu fulger. Ah. Oh, ce bubuie acolo. Cadrul ăla cu mașina să-l caut la editare. Mă, acesta e ceva cu motocicliștii, se pare. Și eu mă gândeam să-mi iau motocicletă în loc de mașină. Că de mașina are tata. Mai bine mi-au un chopper ceva, nu-mi plac mie motocicletele. Sunt faine, chiar dacă n-am habar de mecanic, auto, de chestii de genul. Veniți după mine? Ia dăm cu asta.
bun, hai să plecăm de aici. Că ne omoară ăștia. N-avem nici armură, suntem ca în curugol. Hai să plecăm de aici. Bun, și am ajuns la destinație, deci văd că ăsta stă de ajută automat din mașină și... A, ce priveliște! Iată iepurele acolo. Motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Floyd ain't around here. What are you doing? Okay, ai înapoi în mașină atunci. Los Santos, the city of shitheads. Where else would he? E, dacă tot trebuie să ne ia mai mult de mers până acolo. Cam e. Hai să ne facem o scurtătură. M-a lucrat sigur un căcat mai mare că la des dimineață, deci... Dă-i tare! Na, mai bine nu făceam asta. Sau, hai pe acoperiș! Bun, hai că suntem aproape aici așa, deci prima la dreapta. Hai să vedem ce avem noi aici. Trebuia să fii parcat, că de-aia scria nou parking acolo. Floyd, dar ce naiba? Pink Floyd, ce aici? Hai că vin. Mai am și impresia că mă aud ăsta. Floyd, it's me, Wade! Who? Me, Wade, your cousin! Who? Your cousin! Mă, ce tare a fost ăsta. Come to visit you, you rude fuck! Now get up off the floor and fix me a fucking drink! Oh, you, Wade! I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you fell in Evelyn's bed. Stai aici, locul gaici că tișeai acolo reviste cu femei, bravo. Both of you. My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink, I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Alright. Fuck. Deci Floyd, apartment can now be used as a safe house. Bun, cine a făcut cu o casă nouă, văd. Și cam ăsta ar fi și episodul. E, abia aștept să... Se deschide aici? Sau care se deschide? Bă, dar e miștoro aici. Deci eu... Frumusețe de apartament, să dea naiba. Ăsta se zi... Nu pot să ies pe geam. Ata, laptop Windows Vista, ce naiba. Mă rog. Păi, hai că încheiem aici episodul. Eu sper că v-a plăcut. Ia... A, salvez jocul, am crezut că ăla e un laptop, ceva, calculator să joace. Hai să salvăm. Yes, gata, hai că am salvat, încheiem și episodul. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură, butonul de mai jos și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.